Salutare și bun venit la un nou episod de Clash Royale. În episodul de azi vom încerca să ajungem la acest reward din arenă. Pentru că știți foarte bine, odată cu noul update vom avea de maxat toate cărțile de la level 13 la level 14 și orice token este binevenit. De o singură victorie avem nevoie și haide să-i dăm drumul la primul match. O să începem cu arcașele din spate. Trimitem și Valkyra. Încercăm un atac pe partea dreaptă. Vom trimite și Ho-ul din spate. Și pregătim aici un freeze. Da. Ok, a trimis mini P.K. pe turn, va reuși probabil 2 hituri, poate chiar 3. Ok, o să pun mini P.K.-ul pe Wizard, scăpăm acolo cu bine. Ok, a trimis un... un Mega Knight, punem arcașele. Bine, și da, vine și acel Inferno Dragon care ne scoate turnul din stânga, dar trimitem un push pe partea dreaptă, pe partea stângă, ne scoate turnul din dreapta de fapt și reușim să dăm ceva de damage acolo. Turnul din dreapta e ca și doborât, avem nevoie de un singur Arrows. Însă până atunci trebuie să ne concentrăm pe turnul din stânga, să obținem și acolo un avantaj. Iar la final îi vom da lovitura de grație. Vom începe din nou cu mini P.K. din spate. Nu, spunem Valkyra. Punem și Tesla. Da, și reușim să ieșim cu bine din acest atac. Acum probabil va pune Mega Knight-ul. No, folosește acel Wizard care e scos rapid de arcașe. Trimitem un push cu Hog care va reuși un singur hit. Excelent. O să punem aici Valkyra. Și dăm și un freeze. Bun. Punem și Tesla. Punem aici o arcașele. Am intrat în ultimele 30 de secunde din acest match și trebuie să avem grijă să nu uităm să-i doborâm turnul din partea dreaptă. Și ce greșeală am făcut acolo. Ce greșeală am făcut acolo care ne va costa probabil victoria. Ajunge cu balonul pe turn. Și reușim să scăpăm cu puțin noroc. Acum s-ar putea ca un Eros cu rachetă să ne salveze. Și avem noroc. Era cât pe aici să pierdem meciul dintr-o neatenție. Bun, 28 de trofee și ar trebui să fie suficiente pentru a ajunge la următorul reward pe care îl vom colecta cu acea șmecherie. Ne ducem și deschidem rapid 10, 11 de fapt. Bun, acum odată colectate, după cum vedeți, am reușit să colectăm tot gold-ul din Splash Royale și aș vrea să profităm de această ultimă zi în care mai avem oferta, vedem că mai sunt doar 9 ore până la expirare, în care putem upgrada la 50% reducere, atât în Star Points cât și în Gold, și pentru asta avem nevoie de cărți. Și cărțile o să le obținem din acest turnament.
în care am reușit să ajungem până la 10 victorii și vom cumpăra acest bonus reward. Vom da cele 500 de gemuri și hai să vedem. Avem prima legendară, mă aștept să fie vreo 3. Una aici, una în... sau chiar 4. Bun, avem Electro Wizard-ul, avem 10.000 de gold, un token legendar și 20 de epice. Hai să vedem, Electro Giant, avem Wichu, 5 bucăți, Wallbreaker și 83, foarte puține, trebuie un pic mai multe și bun, și Skeleton Army. Mai departe, 10.000 de gemuri, avem un epic token, foarte util și să vedem în acest giant chest cu 3.300 de gold, avem un wildcard, Barbarian, Seros și Ice Golem. Da, o singură legendară, un wildcard. 10.000 de gold din nou. Avem acest trade token rar, care nu mai putem să luăm cu șmecherea. Am fi putut dacă lăsam acele trade-uri deschise. Bun, și ultimul chest, cel mai important. Practic, picătura care a umplut paharul și ne-a convins să plătim cele 500 de gemuri. Un... Legendary King Chest, dacă nu mă înșel, avem aici 4600 de gold, avem Wildcard, Spear Goblins, avem Wildcard rare, Battle Ram, avem 6 Wildcard-uri epice, un Wildcard legendar și acum începe alegerea de opțiuni. Pe comune și rare nu prea ne interesează. Da, epice, bineînțeles, o să luăm cărțile de care avem nevoie în cazul în care se poate alege și încă o legendară. Bun, deci am reușit să adunăm 4 legendare în acest bonus reward și arată destul de bine lucrurile. Acum nu sunt sigur dacă reușim să upgradăm măcar o carte. Wallbreaker și ar fi fost util. Avem nevoie de 17 și avem doar 14. 3 cărți ne-ar mai trebui. 3 cărți destul de greu de obținut. Singura șansă ar fi să reușim să ajungem în arenă la acest reward, care e destul de departe. Alte opțiuni ar fi să facem un trade în clan. O să încercăm asta. Să vedem. Bun. Poate avem noroc și reușim să facem trade-ul. Sau am mai putea să deschidem niște chesturi cu cheițe. E și asta opțiune. Bun. Până una alta, haideți să creștem Magic Archer-ul la Star Level 3. Pentru că avem peste 10.000 de Star Points. Și ar fi prima legendară cu 3 stele din pachetul nostru. Și reușim între timp să facem trade-ul, să obținem încă 10 wallbreakers și asta ne oferă posibilitatea de a-l maxa acum cât încă avem splash rush-ul, ceea ce înseamnă că în loc de 75.000 cât vom plăti după update, îl vom prinde cu 50.000 și mai scutim 25.000 de gold. Bun, haideți să folosim și wildcard-urile, o să folosim doar 7 și avem 200 din 200 și prindem ultima ofertă cu 50.000 de gold. Bun, 3.300, am mai avea nevoie de 2.000, chiar mai puțin, 1.700 de star points ca să... avem doar 850 aici. Da, ca să-l putem face de star level 1. Între timp, haideți să mai dăm un match în arenă.
și să vedem cum ne descurcăm, poate reușim să mai creștem un pic. O să începem cu arcașele din spate. Punem mini pe cape. Acel hog. Și pregătim aici un freeze. Momentan n-avem suficient elixir. Și scăpăm acolo de electro. Se duce și hog-ul pe turn. Din păcate are tornado. Și ne trage în King Tower. Asta nu-i deloc o veste bună. Bun, hai să vedem în continuare. Avem Tesla pregătită. Și punem și arcașele aici. N-a targetat Tesla, din păcate. Oricum, scăpăm binișor din acest atac. Trimite mini P.K. Cred că aici vom folosi frizul de îndată ce va distruge acel Thumbstone. Dar vine târziu frizul și pierdem mini P.K. Bun, scorul e destul de echilibrat. Va trebui să... să obținem victoria. Cumva. Scăpăm acolo de hog. O să încercăm din nou push cu hog și arcașe din spate. Aveam nevoie de puțin... De puțin boost de elixir. Îi dăm mai și un... Arrows. Și probabil va trimite și el hog-ul dacă reuși să facă cycle. Dacă nu... Ok, apare execuționerul în joc. Are și Tesla. Are și Valkyra. Punem Tesla aici. Punem și Pekka-ul. Scăpăm de Valkyra, vom scăpa rapid și de Hog. Mai rămâne acolo doar execuționerul cu Electro Wizard-ul. Spunem din nou Tesla. Mai dăm și un Eros aici. Da, și foarte probabil va trimite hog-ul. Da, era de așteptat. Trebuie să scăpăm fără hit la acest atac. Am putea da o rachetă acolo pe Valkyra, dar nu cred că merită. Mai păstrăm din elixir. Reușim să-i dăm un hit cu mini Petra. Punem aici. Și hai să vedem cum reușim să gestionăm acest atac. Trimitem și hog-ul, mai și un arrows. Da, și obținem un mic avantaj. Trei rachete l-am putea rezolva, dar e mult. Trimitem hog-ul acum. Excelent, dăm aici un arrows. Da, și reușim un hit foarte important cu Valkyra. Scăpăm aici de hog. Da, și ar trebui deja să începem să trimitem rachetele. Am dus prima și trebuie doar să rezistăm până o vom putea trimite pe următoare. Da, și obținem o nouă victorie în arenă. O nouă victorie în arenă, mai urcăm cu, haideți să vedem, câte trofee. 30 de trofee. Primim un nou chest și ajungem la 6133 de trofee. Următorul e ori la 150.
dar nu ne ajută foarte mult. Și după calculele mele ar trebui să reușim să strângem cei 5.000 de Star Points ca să putem face de Star Level 1 noua carte maxată, și anume Wallbreaker și. Așa că haideți să vedem dacă ne este schema. Avem 25 de wildcard-uri epice care se transformă în 250 de Star Points. Bun. După care vom merge în trade-ul din din War și o să facem un trade de rară, unde vom primi din nou 250 de Star Points. 500 chiar. Bun, și avem 4114. După care vom cumpăra această ofertă și primim 500 de Star Points cu încă 300 și facem 4914 cu încă 50. Facem 4964 și vom deschide un chest. Haideți să vedem. 4 Star Points cu 12 și cu 15 și cu 110. Bun, și acum reușim să ajungem la 5.000 de Star Points și putem spune că reușim să profităm pe deplin de aceste reduceri. Bun, avem Wallbreaker și de level 1 am consumat la blană toate Star Points-urile și mai mult decât atât am reușit să maxăm tot ce se putea, adică în limita cărților pe care le aveam în acest moment. Bun, cam atât cu episodul de azi, sper că v-a plăcut și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa! Everything changes.